Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Invitatul nostru de astăzi a făcut câteva meciuri memorabile, ținem noi minte numai câteva dintre ele la FCSB, apoi a fost antrenat de Ronald Koeman la Southampton, sunt răutăcios acum, la Southampton în Anglia, unul dintre jucătorii stelei devenit antrenor, spunea așa când făcea analiza meciului cu Southampton. Din păcate acolo s-a accidentat, a revenit în fotbalul românesc, iar de duminică aceasta este unul dintre eroii de sacrificiu, așa cum s-a tradus expandabil, ăștia de Expendables. Dragi prieteni, Florin Gardoș, bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri, pentru că pot să te întreb cine a avut ideea? Da, eu! Eu am avut ideea. Da, cu expandabilii, cu eroii de sacrificiu. Legătura a fost... Legătura n-are nicio legătură, de fapt. Noi eram... Uite, și... Noi eram în vestiar după meci, na, bucurie, și am auzit că ar fi zis la televizor expirații, așa, în spirit de glumă, cumva. Și, moșnegii ăștia, nu? Da. Voiam să postez ceva pe Facebook și am zis, ok, hai să nu scriu expirații, așa, da, că sunt urâți. Asta a fost legătura, da, mă rog. Bună, rău. Mă gândeam cum să sune în engleză, da, după aia... Da, bună, rău. Eroi de sacrificiu sunt. Da, da. Dar uite, da, și poza, da? Un film bun. Un film bun la viața lui, da? Și tu ai fi fost, cred că, Dolph Lundgren sau cine, că, din, cu care semeni. Mai blondin. Mai blondin și mai soliduț și mai, da. Bucurie mare, mestia. Da, da, normal. Da. Și pentru că, na, a fost vorba de FCSB, dar și pentru că nu ne-a mers prea bine în retur. După ce în turul campionatului am făcut multe puncte și a mers treaba mult mai bine decât ne așteptam. Am început mai greoi și veneam și după meciul ăla cu UTA 3-0, înfrângere acasă. Deci era așa o tensiune. Dar tu când ai intrat pe arena națională? Wow! Așa. Da, mi-am adus aminte de niște meciuri și asta chiar nu e limbă de lemn cu niște meciuri senzaționale făcute, da, pe arena națională. Da, adică, da, chiar e realitatea și... Și când vii de la Călăraș pe teren înghețat și de la Buftea Mocirlă și intri pe stadionul ăla, parcă te... Da. Îți aduci aminte de ce joci fotbal, știi? Corect, corect. Bine, acum mai urâțel, fără spectatori, mai, da, golaj, dar, mai... Dar oricum. Dar oricum intri acolo. Că se citește pe echipul tău. Că... Bine, și pe al celorlalți, nu? Că nu numai tu, adică... Da, da, intrat, da, îți dai seama. Nu te-ai dus în vestiarul FCSB-ului? M-am gândit un pic încotro. Zic, încotro unde trebuie să... Florin, facem apel la memoria ta, începem așa cu începutul. Okay. Mai ții minte prima zi de fotbal? Prima zi. Destul de vag. Că, uite, vezi că ești bătrân. Expirați, da, nu? Da, da, da. Știu doar că, na, jucam ca orice copil prin fața blocului și un prieten foarte bun de-a meu, care locuia în scară cu mine, începuse deja de câteva luni la Olimpia Satu Mare, echipa locală, și vedeam la el un progres. Adică nu mai era ăla de... Amiuța aia câteva... din spatele, exact, blocului, da. Și am zis, se întâmplă ceva acolo. Da. Sigur, fac ceva bine, că omul e mai bun. Și am vorbit cu el și am zis, uite, vreau să-mi ieși eu, vreau să mă scriu și eu la fotbal. Zice, ok, hai să mergem. El era 80, eu sunt 88 născut, el 86. Eu m-am dus direct la grupa lui și antrenorul mi-a explicat frumos, nu poți să vii aici, e o altă grupă de vârsta ta. Domn profesor Iosif Kalmar, poate îl știi pe Marius... Tatălui, dumneavoastră, da, ierte, da. Mi-a fost primul antrenor. Wow, ce mică e lumea, n-am știut. Da, da, da? Tatălui Mario? Da. Foarte tare. A, tu ai fi vrut să joci cu prietenul în echipă, că n-a, exact, din spatele, exact, blocului. Și, da, a zis, bă, băiatule, noi suntem pe grupe aici. Da, da, da. Și așa am început. Foarte tare, foarte tare. Asta, Olimpia Satu Mare e prima echipă și a lui Didi, mi se pare, a lui, da, Pudan, da, nu? Da, 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 echipa faină a orașului. Acolo... Dar tu de mic vroiai să te faci fotbalist? Adică... Da, bine, m-am apucat la 10 ani, să zic, destul de târziu. Acum copiii încep, da, și la, da, 6, 7. Am avut așa... Așa înăltuți erai din spre sport. Da, da, adică n-am fost... n-ai fost niciodată micuț. Nu, no, nu, no, nu, no, am fost înăltuți. Adică nu merge întrebarea, ce voiai să te faci când erai mic? Eu n-am fost... Nu, mi-a plăcut sportul tot timpul. Da? Am făcut și not, așa, o perioadă scurtă. Mi-a plăcut, da, am avut energie, am fost un copil. Era greu? Ce? Să duci și sportul, și școala, și cum erau pe vremea? A fost destul de greu, pentru că eram într-o clasă destul de bună, era cea mai bună clasă din școala mea și atunci știi cum era. Da. Erau 2000 de elevi în școală, pe 3 schimburi, cred că aveam până la I sau J, adică așa era. Dar acum cei care ne privesc e greu de înțeles. Da.
Și eram în cea mai bună clasă, clasa 4 spre a 5, am dat un examen ca să rămân în clasa aia bună, am rămas în clasa aia bună. Mă rog, eram între ultimii 3 în clasa bună, dar eram acolo. Dacă tot ce-i clasamentul e. Exact. Da. Și decizia am luat undeva în clasa 8-a, trebuia să aleg ori, ori. Și am ales. Da. Era și ce ai ales. Da. Da. După aia, Bucureștiul. Bucureștiul, da, a fost... Dar cum era, scuză-mă, pe vremea aia? Cum te ocheau? Adică veneau spionii, te-a văzut la vreun meci? Nu, nu, a fost o nebunie. De fapt, am avut noroc, trebuie să ai și noroc. Eu eram la Satu Mare, la a doua echipă ca importanță, Somișul Satu Mare, care era undeva în Liga 3-a. Și patronul de acolo a rămas pur și simplu fără bani și a zis, ok, vând tot, echipa se desfințează, mergeți toți. La Șimileu Silvani avea un, nu știu, o legătură cu un alt patron din județul Salaj. Și norocul meu a fost că impresarul meu din acel moment i-a zis patronul respectiv, uite, dă-mi-l pe Gardo și pe... Mai era un coleg de acolo. Te-ai scuză-mă, impresar deja de atunci, a? Da, 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 da. Da. Tot așa, m-a văzut la un meci din Liga 3, mi-a zis, uite, hai să semnăm un contract. Foarte tare asta. Și i-a zis, uite, dă-mi pe ăștia doi, îi duc eu unde vreau eu, îți dau, nu știu, câți bani pe ei și... Ok. Și era, dacă îți mai aduci aminte, la un moment dat un conflict între Petrolul și făcuseră ei o echipă nouă, da, era Vivi Răchita antrenor, FC Ploiești se numea. Da. Mers la FC Ploiești în probe, eu și băiatul respectiv, am rămas amândoi, am zis, ok, gata, semnăm cu voi, primul meci, Chiajna, vineri, era marți, ne-au pus contractele în față și au zis, ok, uite, aveți 1000 de euro pe lună, dacă jucați 75% din meciuri, dacă nu, rămâne, nu mai știu cât, era mai mult, puțin de jumate din suma asta. Și am zis, păi stai un pic, cum adică? A văzut impresarul contractul, a zis, nu, așa nu rămâne, bă, bine, atunci nu mai vrem. Ok. Și cu 3 zile înainte să înceapă campionatul din Liga 2, am zis, bă, voi nu mai aveați echipă. Noi nu aveam echipă, da. Și... Deci n-ai jucat niciun meci oficial acum. Nu, nu, nu. Și a zis, stați așa că știu eu pe cineva, l-a sunat pe domnul Liță Dumitru și ne-am sunat la Chiajna. Primul meci, în loc să fie la Ploiești, împotriva Chiajnei, a fost Chiajna invers. Și băieții ce au zis de la Ploiești? Ce ați făcut? Ați plecat în 3 zile, nu? Că da. A făcut sărăța antrenamente da, cu da, ei, da, da. Și uite așa am ajuns la Chiajna. Da, că domnul Liță era antrenor atunci. Da, da, da. Am văzut niște poze acolo în căsuța aia, cum îi zicem noi. Că... Păi am fost în Naționala de Tineret din postură de jucător a Chiajnei. Era ceva totuși. Wow, foarte tare. Da, da, alții nu prea mai țin pozele astea, știi? Adică cei de la Chiajna chiar se mândresc cu... Da, 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 am văzut cu, și eu. Am cu treaba eu. Asta, da, acolo. Trecerea a fost grea? Adică venit de la Olimpia, la Petrolul, la Ploiești, nu prea poți să spui că... Da, nu, nu a fost așa grea. Bine, am avut noroc oarecum, pentru că... Noroc, mă rog. A fost Nealiță care mi-a dat încredere în prima și mi-a zis vreau să ai curaj, vreau să urci cu mingea, vreau să... Și da, a contat mult. Contează enorm, contat exact. Mult. Și m-a băgat din prima, adică n-am avut o perioadă să stau nu știu cât timp. Să... Cât aveai atunci? Aveam 19. Da. Contează enorm. Și era o regulă asemănătoare cu cei acum, doar că junior era considerat jucător sub 18 ani. Deci nu mai trebuia să fii băgat. Adică dacă erai bun, jucai, dacă nu, asta era. Știi tradiționala întrebare, te-a luat cineva sub aripă? Bine, era cam greu, că Chiajna era o echipă... Da, dar să știi, uite, aveam o echipă din Niță. Da, și pozele sunt și cu el acolo. Da, era pentru mine, era ceva, wow, eu pe din Niță l-aveam acasă în posterele mele cu Steaua și mi-a fost coleg, adică a fost ceva, wow, pentru mine. Și mulți alții, Mozacu, erau jucători... Mai întâlnim prin piață pe la veteranilor. El știi că a jucat sau încă mai joacă, au o echipă lor de greu de ucis. Nu știu. Da, o echipă de greu de ucis, o bășcălie, că nu vin la meciuri, nu cu aliuță, și povești din alea imense. Și mai jucau prin Liga a 4-a, nu știu pe unde. Am înțeles, făceau, nu știu. Da, făceau bășcălie între ei, bă, că ai lipsit, că... Mamă, Ciprian Mozacu. Da, da, deci erau jucători... Avea un meci în cupele europene la Steaua. Un meci are în cupele europene la Steaua. Nu știam. Da. Dar oricum era așa o legendă. Jucase și pe la Satu Mare el. Eu știam și o gașcă frumoasă, bănuiesc. Adică da, da. A fost frumos chiar să ai așa jucători cu experiență. Na? A fost mișto. Dar tu cu Steaua cum erai la vremea aia? Adică nu, când ai început te gândeai că... Adică erai... Cu cine țineai? Țineam cu Steaua. Cu Steaua. Eu am avut... chestia asta că era pe când eu am jucat în 98 de fotbal. După campionat a fost chestia campionatul mondial cu România, am zis ok, hai să vopsiți în cap. Exact. Și la Steaua a fost Didi Prodan.
Poate tu îți mai aduci aminte, Tiberiu Cic, Zoltan Ritli, adică au fost mărenii la Steaua și atunci automat... Ritli cu părișorul lui, cu oala, cu fădiță, Și atunci automat eu, stai să mă, fiind sătmărean, am zis acolo, uite asta e echipa. Uite că au fost câțiva, adică ați dat câțiva jucători. Da, da, da. Și Big Fall e bine, el e Carei, mă rog, județul satul mare. Da, da. Ultimul oraș eliberat pe 20 octombrie. Exact. E și monumentul frumos. Da, da. Nu? Da. Frumos. Și așa a început chestia cu Steaua. Erau derbedei acolo? Adică când ai venit tu, ai simțit că te iau așa, derbedei în ghilimele, bineînțeles. Unde? Adică, la Chiajna, adică a venit ăsta nou. Nu a fost surprinzător de bine. Eu, în perioada, să zic, în anul dinainte să ajung acolo, impresarul de care îți povesteam, m-a tot trimis. Du-te acolo, du-te acolo, am fost la Sportul Studențesc, am fost la Farul Constanța. Mamă, și acolo, nu mi-a plăcut deloc. La sportul. A fost dezastru. Da? Nu mi-a plăcut deloc. Am zis, nu mai vin la București în viața mea. Da, exact, și despărțirea asta, despărțirea de satul mare, cum a fost? A fost grea, mai ales când am mers la sportul. Când eu am venit cu 6 luni înainte să ajung la Chiajna, am fost la sportul și am făcut o pregătire cu ei în Antalya. Și mi-a fost foarte greu, foarte greu. Era o debandadă totală la echipă. Erau jucătorii ăștia care deja jucaseră prin Liga 1, Tibi Balan, Varga și așa mai departe. Și... Nu. Te băgau, te scoteau, te... Deci am venit de acolo, terminat psihic. Ai zis, nu mai trebuie, mulțumesc. I-am zis, Ionel Codoban îl cheamă pe impresar. El știe cum. Da. Și a zis, nu mai, du-mă în Ungaria, du-mă în altă țară, du-mă oriunde, dar eu la București nu mai vreau să merg niciodată. Bine, deși expresia gașca nebună, nu? La sport, adică... Și aici ai găsit mai multă liniște la Chiajna. Mult, mult mai bine. Adică am unul dintre prietenii mei cei mai buni, e unul dintre colegii mei de atunci. Da? Poți să ne zici? Mihai Lungan. Am înțeles. Deci atmosferă frumoasă acolo. Da, da, da. Și echipa mai micuță, mai informare, mai... Aveam condiții bune. Era stadionul deja era făcut. Era făcut. S-a stadion nou în 2009. Și 2000, sala aia 2009. De lângă. Da. Că pe vremea aia, cred că era primele 4-5 din țară sala. Da, da. Și stadionul și frumosețe. A fost frumos. Exact ce trebuia pentru un tânăr la 19 ani. Exact. Poate... Bun, și după aia pasul spre FCSB, pe vremea era Steaua, dar să nu mai zici, Steaua / FCSB. Da, da, da. Acolo e... Acolo e pasul. Nu mai e cu Olimpia, cu Ploiești, cu... Da. A fost și acolo, așa, au fost câteva momente cheie, oarecum. Început să joc la Naționala Tineret, dar oarecum... Poate ți-aduci aminte, aveam un masior, Dumnezeu să-l ierte, Mitică Neagu. Cum? Care a fost la asta? Probabil cel mai mare masior din istoria fotbalului românesc. Fusese, nu știu câți, 25 de ani, 30 de ani la Steaua. A venit la Chiajna, exact în perioada când am fost eu acolo. Da. Și Naționala de Tineret juca un meci la Chiajna, un meci amical cu Polonia. Și Mitică Neagu l-a sunat pe Didi. Didi Prodan, care... Oarecum mă știa sau știa că e un copil din satul mare undeva prin București. Dar nu te-a văzut, nu. Și a zis, l-a sunat și a zis, Didi, uite, am un copil aici, un băiat din satul mare, nu vorbești tu cu Emil Sendoi să-l ia și pe lui, te joacă în Liga 1 la noi, în Liga 2 la noi, joacă bine, să-l ia și el, dacă tu jucați la Chiajna în meciul ăsta cu Polonia, nu să joci. Nu pot să cred. Da. Și am venit convocarea, am jucat meciul cu Polonia, am intrat în minut 72 și minutul 77 am dat golul victoriei. Deci vorba ta, chiar s-au aliniat astrele perfect, așa zic că le-ai pus cu mâna. Da, și domnului Sandoi, cred că a început să îi placă de mine. Eram foarte liniștit, pentru mine a fost wow să fiu Național de Tineret și a început să mă cheme. Și am dat randament bun și m-a tot chemat. Tu venind de la Chiajna din Liga 2? Da, eram, nu știu că eram singurul, dar nu cred că erau mai mult de 2 jucători veniți din Liga 2. De aici și ai urmat și pozele acolo. Da, nu? Da, da, da. Și asta a fost important. Și am avut ultima etapă, sau penultima etapă din campionat, un meci la Petrolul care se bătea la promovare și a venit Neapiții să-l vadă pe Budescu. Și am făcut un meci senzațional. Și a văzut pe altcineva. Și a văzut pe altcineva și sigur a contat și faptul, uite, e Internațional de Tineret. Perfect, zici că, repet, le-ai pus cu mâna, așa, adică... Și eram eu acasă la satul mare într-o zi. Te-ai întors acolo. A, se terminase. Era în concediu, era vacanță. Da. Și văd un număr cu 666 la sfârșit.
Da, da. Bună ziua. Bună ziua. Salut, Florine, sunt Victor Pițurcă. Ați dai seama că... Ai pus pe un scaun, ce n-ai pus. Era să cad din picioare. Da. Bună ziua. Ce zici, vrei să vii la Steaua? Îl vrei la Steaua? Zic, normal că vreau. Ok, vino, urcă-te mașină și vino. Era ora, cred că 3 după amiază sau 4. La 10 era în București. Da. Incredibil. Da, așa a fost. Și ai venit aici? Am venit, ne-am întâlnit, am semnat contractul. Zine de intrarea în vestiar, au tremurat... Intrarea în vestiar. Aveam un mare noroc că îl știam pe Big Falvi, care era rivalul meu de când eram copii. El deja era acolo de vreo un an, doi. Și l-am sunat și am zis, bă, uite, am semnat. Uite, prieteni, nu vreau să intru în vestiar așa singur, că mi-e rușine. Vino și intră cu mine. Și m-am așteptat să vină el de acasă. Da, bună asta. Și am intrat amândoi împreună în vestiar. Mai ții minte cine era în vestiar? Mă rog, nu pe toți. Da. Era Zapata, care chiar în a fost ziua lui, mai plecat. Acum două zile, că i-am mai spus la mulți ani. Da. Și, da, foarte ok, adică, salut, bine ai venit. Undeva 2010. Da. El în vara aia și plecat, noi n-am fost colegi deloc. Uh-huh. Deci doar că ne-am întâlnit de câteva ori pe vestiar. Da. Și așa, pe el mi-au aminte că eu coboram, el urca cumva, știi cum e parcarea la Înghencea. Scuză-mă, ți-ai lăsat mașina acolo la șmecher sus? Mi-am lăsat-o, dar mea nu prea era șmecheră. Ți-a fost greu să te dai jos. Adică, dar... Era în 2010, a mea era 2002, adică... Era... Da, și ai comportat acolo și prima imagine cu Rufai. Da. Ne-am salutat, salut, bine ai venit. Adică a fost foarte ok. Adică și de la televizor îți dai impresia că e un băiat senzațional. Cald. Da. Și asta... Și înăuntru? Înăuntru nu mai mi-am aminte așa ce s-a întâmplat. Știu că am salutat, erau foarte puțini că am venit destul de vreme. Da. Mai degrabă au venit și eu eram jos și mă salutau ei. Tătărușanu mi-a spus ulterior că nu te știam, cine mă știa? Veneam din Liga a doua, cine neba să mă știe când intru în vestiarul Stelei? Da, oricum jucaserăți direct. Exact. Da. Și te-am văzut așa înalt, așa slab, am zis, au dus ăștia pe afară. Da, zic. Au dus ăștia concurent. Cu ce mână joci? Și de aici? Da. Foarte tare. După ce ne-am prietenit și așa. Da. Și acolo, cineva te-a luat sub arii, poate aia... Am fost apropiat cu Eric, normal, cu el orice aveam de întrebat și vorbit și așa, îl întrebam pe el cum e ăla, ce se întâmplă pe acolo. Aici a fost diferența mare? Adică se simțea pentru tine? Da, s-a simțit, dar tot n-a fost atât de mare pe cât mă așteptam din Liga a doua să vii la Steaua. Știi? Dar da, deja se simțea o diferență, era altă viteză de joc, era altceva. Da. Și stadionul ăla. Stadionul. Când... Da, a fost foarte bruscă trecerea. Adică parcă nici n-am avut timp așa să accept ideea asta. Că un telefon, un drum? Da, eu am semnat în iunie și în august jucam cu Napoli în Genc, adică a fost ceva... 3-3 ăla sau care? Da. Eu jucasem cu Petrolul cu 3 luni în urmă și acum jucam cu Cavani în Genc, dai seama. A fost ceva așa, direct... Cu golul în ultimul minut. Da. Și cu antrenorul ăla care semăna cu Albanu. Da, uite, bună asta cu Petrolul cu 3 luni înainte și după aia... Adică a trebuit să te adaptezi concret ca lungim. Da, dar a fost așa nu știu cum să zic, a fost entuziasm, nebunie, adică nu aveai timp să conștientizezi ce se întâmplă, știi? Că, wow, sunt asta aici... Da, asta vreau să te întreb, ai realizat? Când ai realizat treaba asta? Nu prea. Sincer, așa un moment, un oarecare șoc, l-am avut după vreo... mai știu, 4-5 luni, deci deja în început iarnă, cum ar veni? Înainte de perioada de iarnă, am jucat un meci la Târgu Mureș și aveam liber după. Și l-am chemat, tatăl meu a venit la meci, normal, și de acolo vreau să merg la acasă, la Satu Mare, cu mașina. Și am ieșit din stadion și am zis, bă, mă dă eu și mă duc la mașină. Și n-ai mai putut să mai ieși. Și când am ieșit, erau mare de oameni acolo, Florin, vin, o să facem o poză, știi? Atunci am realizat, de fapt, wow, stai un pic, că s-a schimbat e altceva, da. Ți-a fost greu să ajungi și până la mașină? Da. Adică... Așa era atunci. Da. Mai ales când Steaua mergea și juca de plasare era... în provincie. Nebunie. Da. Nu exista aeroport. În afară de Craiova, acolo nu prea era. Dar în restul, orice aeroport în țară mergeam, tot timpul aveam. Pleca înainte, că fusese Bobby Durbac, directorul de marketing, să pleca înainte cu Titi Mobilul ăla, cum i se cu aia mobilă, și să vindeau fulare, tricouri, era. Adică două zile înainte se mergea și lumea nici n-avea... cum să ajungă de acolo la pe Ghencea sau să vadă Steaua. Și atunci era normal când te duceai la ei în...
Cel mai bun, cel mai, nu cel mai bun, cel mai frumos meci de care ți-amintești? Meciul cu Ajax. Da. Mi-e greu să mă gândesc la un meci mai frumos decât meciul cu Ajax. Corect. Și pentru că na, a fost o calificare în... Dar înainte de meci? Primăvară. Înainte de meci vă gândeați? Bine, orice jucător normal că intre pe teren să... Spun sincer, nu credeam. Nu credeam că ne putem califica. Dar uite că nu trebuie neapărat să crezi tot timpul. Da. Eram, într-adevăr, eram foarte bine pregătiți, eram strong, știi? Da. Adică pierdusem în tur, nu aveam venit de joc la noi, nu începuse campionatul. Noi am venit din Turcia, ne-am dus direct la și Amsterdam. Pline, da. 50.000 de oameni. Dar a fost ceva wow. Cu Ajax Amsterdam să învingi. Da, și a fost și revenirea asta, știi? Da. Pierzi 2-0 acolo, să câștigi 2-0 și să câștigi la penaltiuri. Dar care era secretul perioadei alea? Că ați avut ceva în vestiar acolo? Secretul a fost și o generație foarte bună. Da, corect. Au fost și caractere frumoase. Adică chiar eram un grup foarte, foarte bun. Și, drept dovadă, uite și acum suntem așa destui care ne întâlnim și vorbim. Sau chiar dacă nu ne întâlnim așa des, că uite, nu știu, Kipciu și Lato acum sunt la Cluj. Dar după meciul cu CFR au venit la hotel și am